Bună seara, domnul Adrian. Ce credeți că nu a funcționat în această seară? Păi nu, în primul rând a funcționat arbitrajul în seara asta, așa cum ar fi trebuit și cum era normal pentru noi, în primul rând, pentru că noi am fost cei defavorizați. Și este a treia oară în ultimele 7 etape când primim un penalti foarte ușor acordat. Eu cred că arbitrajul din seara asta a fost rușinos, un arbitraj mecheresc, care spun după mai mult de 20 de ani de fotbal și recunosc că astfel de arbitraj. Așa că nu am ce să spun. Eu cred că echipa mea tactică a jucat foarte bine. Nu cred și sunt sigur că FCSB n-a avut nicio, în afară de corda, în primele minute, nu cred că a avut nicio ocazie de, sau nici n-a ajuns la poartă. În fine, dar nu asta e problema, pentru că nici noi nu am ajuns și un rezultat probabil de egalitate eram echitabil în seara asta. După meci, ai încercat să vorbești cu arbitru, cu arbitru asistent care a dat... Păi ce să vorbesc? Ideea e că ne trebuie VAR neapărat, pentru că nu se poate așa, sau poate de acesta este scopul de a nu implementa VAR în România, pentru că anumite personaje să-și facă treaba, nu? Nu cred că are rost să mai vorbesc cu un arbitru, el se urcă mașina, se duce acasă, iar noi răspundem cu joburile noastre și așa mai departe. Da, nu cred că ar trebui lăsat așa o mare responsabilitate că unor oameni. Așa cum se întâmplă în toată Europa, ar trebui să intrăm și noi în rândul lumii, mai ales că se întâmplă astfel de episoade. Gândiți-vă că este al treilea penalti în ultimele 7 meciuri. Pentru mine, ca antrenor, când primesc gol în ultimele 8 meciuri, 7 din ele, numai din faze fixe și 3 din penalti, foarte, foarte ușor acordate. Și cum am înțeles că tușierii de 2 ori. Deci gândiți-vă, aveam 1-0 cu Farul, a fost penalti. La Mioveni, un joc pe care l-a dominat, cap-coadă, am plecat în handicap din minutul 10 sau 11 cu un penalti. Acum un penalti într-un meci în care echipa adversă nu ajunsese la poartă. Deci, dați seama că anumită frustrare am. Asta nu înseamnă că eu nu mă uit la jocul echipei mele și așa mai departe. Dar eu cred și repet, eu știu ce muncă depun aici, știu câtă pasiune pun și asum responsabilitatea pentru orice. Și repet că Universitatea Craiova a meritat mult mai multe puncte în acest început de campionat. Mult mai multe puncte sunt. Au fost episoade care au fost decise de anumiți arbitri împotriva noastră și anumite episoade în care chiar au fost în defavoarea noastră, în sensul că puteau să întâmple în altfel. Gândiți-vă la goluri senzaționale care le-am primit și așa mai departe. Iar anumite faze care ne-au arătat și noi clare, clare de gol. Deci, cred cu tărie că merita mult mai multe puncte și cred că valoarea și jocul pe care îl arătăm în teren confirmă lucrul acesta. Edi Iordănescu, înainte de meci, s-a plâns de starea terenului. Crezi că a influențat mai mult echipa ta sau echipa FCSB-ului această stare a terenului? Ambele echipe, probabil, nu? Sunt două echipe care jucăm fotbal. Bineînțeles că am lăsat pe ei la timon, în sensul că să vină peste noi, pentru că știam că ei caută spații și știam perfect cum joacă FCSB când a venit Edi. De aceea am și închis foarte bine și cred că tactic nu are ce să reproșeze nimeni că aceste echipe sau atitudinea cu care a jucat astăzi acești băieți. Iar de teren m-am săturat să vorbesc, că nu sunt grădinar sau altceva. Cine e responsabil să-l facă și gata. Vorbim prea mult de un teren care îl știe toată lumea că e cum e. Înainte de meci te-ai întreținut cu Meme Stoica și cu Constantin Budescu. Ce ați vorbit? Secret ce am vorbit. Ne-am salutat în primul rând că ne cunoaștem de atâția ani, suntem vechi în fotbal toți și nimic mai mult. Important nu sunt lucrurile astea, important este să scrie și să vorbiți despre arbitrajul ăsta șmecheresc din seara asta și nu numai. Asta vreau să scrieți, ok? Mulțumesc!